pochitura, slănina de subțire și de fragedă în sârbușcă. Da. Noi, după ce o scoatem de la fum, și o radem bine de fumul ăla, o curățăm bine, deci cu cuțitul. Bine, 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 bine. După aia punem fundul de lemn și tăiem bucăți, așa, și facem bucățele late, dar subțiri. Deci, le facem mai late, subțiri, nu groasă și așa. După aia punem în ceaunul mare de tunci, la chirostiu afară, și punem apă în ceaun. După ce am pus apa, punem șunca. Să o cotim câtă șuncă merge la ceaunul ăla, câtă carne din asta macră și cârnați merge. Și pun șunca aia și o las și o învârtesc așa încet, încet, fără să o zdrobesc, tot mai bagați așa, până mai se ia, începe să fiarbă așa și să schimbe un pic culoare, să începe a îngălbini, știți? Un pic așa, da. Când se începe așa un pic și prinde o culoare frumoasă, dau drumul la carnea macră. Deja mușchiul, pulpa care e făcută cu piper, cu din asta, cu cimbru, cu ardei iute roșu, tot care e pus acolo și pe ea, îi dăm drum acolo și tot așa le tăiem. Le tăiem bucăți mari, subțirele, nu chiar groasă. Deci, tot bucăți mari, așa le tăiem. Și chiar de se rupi, deci să rămână ceva, că dacă o faci mică și când s-o rupt, când scoatem de la, știți, băgăm cu lingura din lemn, cu linguri scoatem din lemn de acolo, ea se rupi, știți? Și ce faci, prințăit, să iasă o bucățică și șunca la fel. Și după aia, când a început și carnea macră să se moaie un pic și să lasă untură din șuncă și carnea macră a început să moaie un pic, dau drumul la cărnaț, la urmă. Da. Și după aia pun un foi de dafin, câteva boabe de piper acolo și o las să fiarbă la moderat așa toată în untura ei, în grăsimea ei. Și când văd că e gata, deci nici nu ruminită, numai că acum ar fi fiartă așa bine așa și așa, după eu o scot de acolo și o pun în oală. Pun alta și tot așa. Deci și facem cu ceaunul mai mic, nu ceaunul mare, ca să pot să umblu, să mă tot umblu cu lingura în ea sau ca să se rupă, știți? Și pun în acolo și când au cuprind cu untură, punem capac și nu mai umblăm la ea când ni trebuie, mai umblăm întotdeauna, umblăm după Paști.